Începem cu rugăciune în seara aceasta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împăratul Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care cred tu tine și toată ne împlinești. Visterul bunătăților și vedătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Părinte, binecuvântează. Noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Las-o loc. Părinte profesor, bine ați venit. Pentru cei care participați în seara aceasta, la această seară duhovnicească, amintim că anul acesta a fost consacrat anul activității parohiilor și mănăstirilor în societatea de astăzi și ca anul magian pentru Sfinții Părinți ai Bisericii noastre ortodoxe, în special Sfântul Ioan Gură de Aur. Seara aceasta avem în mijlocul nostru pe părintele profesor Dumitru Pintea, slujitor la Biserica Mavrochen de București, care va vorbi despre Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul virtuților și a faptelor celor bune. Părinte, bine ați venit! Să rămână! Pentru prima dată în mijlocul comunității noastre. Noi ne-am mai cunoscut, ne-am mai văzut și în altă parte. Dar aici pentru prima dată. Da, pentru prima dată.